Iată două mari minciuni despre diabetul de tip 2. Și acum, pe bune, să fim sinceri. Diabetul este o boală foarte profitabilă pentru industria farmaceutică. Prima minciună este că trebuie să trăiești cu această boală pentru tot restul vieții. Este cronic și este progresiv. Nu îl poți inversa. Trebuie doar să iei medicamente și insulină. Dar acesta nu este adevărat. Poți inversa diabetul de tip 2 și poți face acest lucru rapid. De asemenea, ce medicamente cunoști tu care să fi inversat vreodată ceva? A doua minciună pe care ți s-a spus este că obiectivul principal al tratamentului tău trebuie să-ți scadă glicemia. Dar asta nu se concentrează pe cauza reală a diabetului de tip 2. Cauza reală a diabetului de tip 2 este rezistența la insulină. Deci, să te concentrezi pe glicemie este ca și cum ai lua o infecție, ai avea febră de la acea infecție și ai lua un Nurofen crezând că te va ajuta cu infecția. Deci, dacă diabetul de tip 2 este o boală, a rezistențe ridicate la insulină, atunci obiectivul nu este să te concentrezi pe glicemie. Scopul este să te concentrezi pe cauza reală care este, de fapt, rezistența la insulină. Și ca drept dovadă că diabetul de tip 2 este reversibil, vă prezint acum cazul doamnei Pavel, care a apelat în urmă cu câteva luni la mine, m-a rugat să o ajut să-și inverseze diabetul de tip 2. Avea o valoare foarte mare a hemoglobinei glicozilate, în jur de 10. Trigliceridele erau foarte mari, colesterolul HDL foarte mic, LDL-ul destul de mare, iar indicele HOMA, care ne arată cât de rezistentă la insulină este doamna Pavel, era la valoarea de 12. După numai câteva luni, timp în care a urmat cu strictețe ghidul alimentar pe care l-am oferit, plus planurile alimentare personalizate, doamna a reușit cu un lucru ce îi se părea imposibil. A inversat rezistența la insulină și implicit diabetul de tip 2, drept dovadă analizele dânsei de acum, care atestă acest lucru. Iar dacă ne uităm la profilul lipidic, doamna Pavel stă excelent. Colesterolul total 146, colesterolul HDL, adică acela bun, este la o valoare excelentă de 75. Colesterolul LDL, adică acela rău, este la valoarea de 49, o valoare excelentă. Hemoglobina glicozilată, de la valoarea de 10, doamna Pavel are acum 5,9, încă puțin și va scădea la valoarea de 5. Și acum să trecem la valorile glicemiei și la rezistența la insulină. După cum putem vedea, glicemia ajun este de 97, insulina este la valoarea de 6,6 și aici mai trebuie să scadă până la 5. Iar indicele HOMA, care ne arată cât de rezistenți la insulină suntem, surpriză, de la valoarea de 12 este acum 1,4. Ceea ce înseamnă că doamna Pavel va putea savura de acum înainte un ecler fără probleme, pentru că inversând rezistența la insulină, glicemia dânsei nu va crește foarte mult. Așadar, v-am demonstrat încă o dată că toți cei care adoptă un stil de alimentație corect, în care să cuprindă fibre, proteine și grăsimi, au șanse să inverseze în primul rând rezistența la insulină și implicit se va inversa și diabetul de tip 2. Ce ți ofer eu? În primul rând, îți ofer două ghiduri alimentare dovedite prin studii și meta-analize științifice în care se atestă că o alimentație cu un conținut scăzut de alimente procesate, în care primează fibrele, proteinele și grăsimile sănătoase, au un impact metabolic extraordinar de benefic în gestionarea și remisia diabetului de tip 2. 2. Te voi ajuta să implementezi aceste ghiduri alimentare în stilul tău de viață prin planuri alimentare personalizate pe o săptămână sau două, asta în cazul în care nu știi cum să începi. Și 3. Te voi consilia timp de 3 luni, astfel încât să-ți duci obiectivul până la capăt. Pentru mai multe detalii, verifică, te rog, profilul meu. Ai numărul meu de telefon în descriere și urmărește-mi clipurile. Îți vor fi de un real ajutor.